Noua conducere a Consiliului Județean se află încă în faza de inventariere a calității infrastructurii rutiere, mai ales în zona turistică. Singura constatare este aceea că majoritatea drumurilor spre zonele turistice sunt praf și este nevoie de investiții uriașe, pentru care, evident, nu sunt bani. Ce se întâmplă cu axia? Despre conștiința să rămâne special. Nu trebuie să ne aventurăm prea mult, în sensul unui festivism, așa, pentru că chiar observam comentarii care nu sunt deranjate. Oamenii spun părerea, nu știu, e normal să fiu și criticat și apreciați, nu, chiar e o chestiune de normalitate. Da, noi nu mergem acolo să descurcăm, să producem o mărgică și să producem să ne știe tot județul. Deci m-am dus și m-am plasat pe acel drum pentru Sâșa, am făcut și domnul președinte Ioan Oxenă. Pentru că este o dramă, acolo se întâmplă efectiv o dramă. Deci noi vorbim acolo nu doar de acția, vorbim și de conțeleanță. Vorbim de cea glău, vorbim de muntele sfânt, vorbim de tot ce ne vorbim de cel mai frumos traseu turistic, care este efectiv ajocorit. O verificare a axiarului care merge pe lângă muntele Sfânt Ceahlău duce la concluzia că acest drum este dezastruos, toată infrastructura din zonă fiind în totalitate distrusă. Și mi-asum ceea ce spun. Mi-asum răspunde tot ceea ce afirm. În primul rând, nu mai sunt nici barierele care opresc utilajele grele. Adică sunt, dar traversarea este jos la pământ. Doi, tafurile și trailerele își fac joc așa cum doresc acolo. 3. Axialul ca atare este transformat într-un fel de platformă de prelucrare de lemn. 4. Nu mai spun ce fac aceste trailere în momentul în care urcă sau coboară pe versanți și canale adânci lasă acolo și la nivelul unor ploi torențiare, toate aluviunile sunt aduse așa într-o... E o mocină, mă întreb, axial. E un mare păcat. Am întâlnit 60 de mașini care au riscat și care au mers cu mașina mea de fiție, apropo de un domn care așa, e de o rabă de 92, așa, care e 4x4 și care face o campanie electorală, merg pe mus, pe deală, asta e mașina mea de fiție. Și sigur că cu asemenea mașină reziște, e ca o tanchetă. Cu un autoturism, dacă simte decât o mașină proprietate personală, nu se permite. Drumul axial care duce spre vârful Toaca a fost transformat în platou de prelucrare a arborilor defrișați legal sau ilegal. Concluzia este că șoferii care se încumetă să acceseze acest traseu turistic unic efectiv riscă să-și rupă mașina în două. Se taie, se defrișează, nu știu cât este legal și cât este ilegal, nu vreau să mă aventurez într-o asemenea afirmație, cert de faptul că se urățește acest munte, se sluțește cea rău. Ăsta e colegă, sau parcul național. Să vă spun colegul meu, Lorenzo, doamne, aici nu este o chestiune de... E o problemă care interesează pe toți, și informat de pe asemenea aspecte. Și sigur, suntem la început și o să încercăm să vedem ce putem face. Sindicul are un mare rol acolo. Este vorba și... Da, nu te-a vorbit în presă un articol în punctul să permit să nu încearcă o dată așa. Sindicul are un mare rol acolo, apropo de versanțe, tot ce a însemna ca investiție. Însă, cu un efort, aș zice, pe undeva destul de substanțial, nu vorbim de o reabilitare efectivă, absolută, destul de substanțial ca să se poată și lucra. Și cu blocarea intervenției tafurilor și majorul grele pe acest axial, se poate, practic, aduce la o stare de semi-normalitate să se poată ridica circula pe acest lucru. Acest drum axial este și un drum strategic care duce spre viaductul de pe Valea Muntelui. Dacă într-un caz de cutremur, Doamne ferește, acest viaduct s-ar surpa, mașinile de intervenție nu ar avea acces în zona. Vreau că acest drum are și un caracter strategic. El ține și este încadrat într-o altă categorie undeva. Pentru că dacă viaductul în situație specială se întâmplă ceva cu el, sigur, acest drum este singura noastră trecere în această zonă către Borsec și Vadador, către Ardea. Nu de sotă mai multe. Deci, drumul arată la această oră ca după război. Că un betonat, că un venit cu o altă soluție propusă de cererea unei piatră concasată și bine așezată, în sfârșit. Orice am pune acolo, un lucru este cel. Dacă nu am scos utilajele grele, mașinile mari și taful de din asemenea zonă, ne vom trezi cu ceva care sigur va face 50 județul de nemți. Eu tot ceea ce vă spun și afirm în fața dumneavoastră, sigur că am informat domnul președinte Ioan Oxenă și sigur cu prudența și cu eleganța care îi aparține, hai să vedem cum facem
dacă putem aduce bani, putem aduce fonduri și apoi să vorbim de drumul ăsta, că o să băgăm, Doamne ferește, la nerealizat și păcat. Și are perfectă dreptate. Conducerea Consiliului Județean are toată bunăvoința de a investi în această zonă. Asta în condițiile în care s-ar găsi și deschiderea la Ministerul Mediului și la Rom Silva pentru a-și rezolva marile probleme legate de stabilitatea versanților. Se pare însă că cel de sus mai are răbdare cu noi oamenii, care ne batem joc mai mult ca oricând în ultimii 25 de ani de tot ceea ce ne-a lăsat frumos și sfânt pe aceste meleaguri.